Salut și bine găsit la un nou episod de Minecraft Survivor. Suntem aici pe singură pe ca de fiecare dată și înainte să începem acest episod, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, comment și subscribe și hai să vedem ce facem în acest episod nebun. Înainte să începem episodul, eu am strâns niște Endless Battle, deoarece și fiindcă am zis că este necesar să facem o fermă de miere. Ferma de miere este făcută, am făcut-o off-camera, deoarece nu m-am gândit să filmez și am făcut-o acum, eu știu ce să mai zic. Și am adunat toate battle-urile acolo, cum erau câteva, și am zis să mai prăjim niște sticlă și a rezultat faptul că am făcut și a rezultat faptul ăsta. Am făcut atâtea. Și acum trebuie să venim la fiecare și să lăsăm 7 până să termină toate nebunile astea. Și cât timp fac asta, dați și voi un comentariu acolo cu hashtag miere, dați și voi un share dacă vreți, dacă nu, dați un like, dacă nu vreți să dați niciun like. De ce ați mai intrat pe videoclip? Ce să mai zic? Da, eu sper să vă placă acest episod nebun. Ia o să aleg cum ies din crib. Și cam asta o să facem acest episod. Nu, glumesc. Acest episod o să ne ducem să facem o cameră pentru poțiuni. Da, ați auzit bine, o cameră pentru poțiuni. Și s-ar putea să facem o cameră și pentru pillager in end, ca să fie treaba treaba și dar până atunci facem camera pentru poțiuni. Și apoi hai să ne luăm chestia asta. Asta văd că na, așa. Astea sunt pline, astea se golească, astea să vină aici toate astea. Hai să mai o să mai niște miere, că tot sunt aici niște honey blocuri. Pac, așa, și am zis, aolo, nu. Ah, nu pot, credeam că mai pot să fac. Dacă toți suntem aici cu încă două de astea, mai putem să punem încă 50 și aici sunt mult. A treia încercare cu noroc. Aici mai punem jumate, aici mai punem un rând, aici mai punem un de ăsta, aici mai punem încă 4, aici mai punem încă 7, aici mai punem încă 6. Și aia e. Acum așteptam să se ia și hai să vă arăt și ce am mai lucrat eu cu camera, pentru că am făcut foarte multe lucruri. Bine, n-am făcut foarte multe lucruri, doar o să vă zic asta. Bun, nu v-am zis nimic, doar v-am arătat, ca să știți. Am făcut un livestream sâmbătă, 2 ore și ceva, în care am lucrat la Nether, lobby-ul pentru Nether. Și în acel live am venit aici și am pus laborator de pociuni. Eu vreau un laborator de pociuni exact, uite aici, să intre în munte, să fie unul șmecher. În acest episod o să ne ocupăm de el și hai să ne lăsăm și noi bac, așa, dar cum vedeți am făcut o grămadă de târnă cu ape, pentru că și deoarece, bingo, o să vedeți și de ce. Înainte să mergem repede să lăsăm honey blocuri, să vedeți și câte honey blocuri avem și toate nebunile astea. Și bac, ia uite aici, mamă, hai să mergem frumos, să venim repede și pe aici, uite, mamă, sau mai goli niște de astea, cum se numesc, shaker boxuri de zona de acolo. Știți că aici erau 9 pe un perete, 9 pe tavan, 9 pe un perete, 9 pe un perete, 9 aici, plus 9 încă un zid, un rând, încă un rând, încă un. Deci erau mult. Trec cu nebunii ăștia. Și aici am continuat, am arătat chestia asta și pe live stream. Am mai făcut aici cu chestii de astea ca să-mi dea și mie niște block of quartz. Aici am intrat să continui. Probabil continuăm în acest episod, nu se știe, aici sunt, cum vedeți, aici trebuie să trec, o să mai bag unul, cred că mai bag unul fix pe partea asta, dar vedem, hai să mergem sus. Ok, deci cam tot am mai lucrat pe aici, mai sunt niște materiale off camera, adică cum puteți observa o grămadă și cam așa o să mergem noi. Uitați-vă cam cât am mai făcut. Da.
Cam atât am lucrat pe livestream, am făcut chestiile astea, bine că mai avem după niște block of quartz, dar știu cum zic, nu prea mai erau. Și de fapt nu prea mai aveam blocul și așa n-am mai făcut nimic pentru că trebuia să mai mă duc și nu puteam să țin live-ul mai mult pentru că trebuia să plec și da. Să fac și măcar un live stream așa dată sâmbătă că n-am mai făcut și încă ceva timp și da, totuși eu zic a fost ok. Pregătiți-vă! I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but ours are full anyway. Hey, playing like children and love like orange. Bun, după ce ați văzut niște secvențe cum am spart aici, sper că o să vedeți, că nu știu sigur dacă o să le mai fac. Deci am făcut niște secvențe cu replay-ul când spargeam zona asta, dar nu știu sigur dacă o să o pun sau nu, o să văd. De ce am făcut chestia asta? Pentru că vreau să fac fermă automată de nebun de ăștia, ca să iau foarte multe capete, că vreau multe, cum am zis la începutul serii, vreau multe capete, vreau multe picănuri. Deci ar trebui să ne apucăm. Opa, mai batem un uitaj episodul ăsta, perfect. Și ca să vedeți cam cât s-a lucrat în 130.000 de blocuri, am spus 130.000, 103.000, 103.000. Uite, cam atât am spart, plus ce s-a mai spart pe aici, pe acolo. Și gândiți-vă că toate chenarele astea unde am pus așa sunt 128 de în fiecare parte, dar nu cred că o să spart chiar 128 de blocuri, gen, ca să înțelegeți, încoace m-am oprit undeva la 200 de blocuri și de la 200 de blocuri mai erau încă vreo câte blocuri mai sunt de la 200, încă 35 de blocuri, dar am zis că n-are rost să mai sparg încă 35 de rânduri. Așa că o să las cu 35 de blocuri, cred că cam în fiecare parte. Da, o să fie o chestie care o să întâmple în timp și de asta au mai multe pickaxe-uri, deoarece am și spart unul, pentru că neatenție și s-a rezultat faptul că s-a spart pickaxe-a, aia n-avea ce face. Mă, tocmai și scăpați de chestiile astea din inventar. Bun. Hai să vedem. Trebuie să-mi pun și să-mi fac o dată pantalonia, că dacă nu fii fac, când o să-mi aduc anul, nu știu că nu fii mai niciodată. Acel loc și nu mai știu unde e. Să l-am asumat. Stai așa, nu știu. Te rog, ești tu un box. Beacon și hai să plecăm de aici, că nu are ce căuta. Ce direcție? Uite încolo. Elise. Mă gândeam să fie direcție fix aici. Dar să vedem cam cum și că, ai, că e destul de mare, mă, și pot să stup asta în cauza că ies. Și pot să-l fac liniștit aici. Să fac aici. Să fac de 3 sau să fac tot 2. Eu zic să fac de 2 pe 3 gen. Așa, să fie ușa. Eu o să fie tot odată automat. Că știu ce zic. Întrebare destul de bun cum să fie ușa. Să vedem cum fac aici să nu prea pară că...
fail. Ce fi ceva. Dar aia o să facem noi cu timp. Acum o să facem camera, dar noi să facem camera, să mă clipez, să-mi iau torțe. Bun. Deci, dacă aici o să fie undeva de prin ușa, o să mergem unde ăsta așa, cât putem, uite, maxim. Facem cât am să, deci, aici o să fie ușa, da? Unde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 8. 9. 10. Eu zic să fie, de ajuns 10. Cred că o să fie prea mare. Bun, dar înainte, hai să facem ușa, o fac eu. Nu o să fac cumva ușa, pentru că nu mai știu cum să facem ușa de 2x3 și să nu vă țin prea mult. Mă duc direct, mă uit pe top și revin când e gata ușa. Bun, am făcut. Nu, e chiar așa de complet. Nu era chiar așa de... acolo. Stai, ce? Păi, nu-i așa puțin. Da, mă, și am greșit. O, dar tot timpul cea de aici o greșesc mereu. Nu pun cum trebuie. Nu știu cum să face, dar mereu se greșește la așa ceva. Poate am o șansă să lipească mai frumos pe culoare, dar merge și așa. Aia, nu ești mai prost. Să le astupăm. Cum o? Pac, 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 pac. Nu știu, eu zic că e ok. Camera asta e, nu știu, parcă a început să fie cam mică, dar... Să o fac puțin mai mare încolo și cred că chiar asta o să fac. O să fac puțin mai mare. Că parcă e prea mică, nu știu ce să zic. Parcă e
O țin mai mare, da. Eu de pe etaj am spus că nu prea am nevoie de 5 ce spațiu. Să zici că da, chiar am nevoie. Am zis că spațiul ăsta e decent. Chestiile astea nu le-aș pune sus de tot. Dar sunt curios la chestia. Nu cred că e cu asta. Ce aș putea... Oh, da, baby. Oh, da, uite că mi-am dat de asta. Și mi-am dat de ce. Hai să vedem cum le pun. Eu zic în felul următor. Fiecare pe colț. Deocamdată. Și de la colț. Să sărim cu două aici. Și lăsăm două și două spaci. Cea, sărim cu două și două spaci. Hai, aici o să iasă puțin mai multe, aici mai prost. Două, patru spaci și aici se spar doar două. Hai să vedem cum arată doar așa. Pac, 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 pac. Să zicem. Și hai să ne apucăm să punem și pe tavan. Mai trebuie când termin și tavanul și podeaua. Eu nu cred că tot e și cu astea așa. Hai să vedem, să le punem, că ar fi mai multă lumină și asta ar fi chiar ok cu mai multă lumină. Pac, 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 pac. Ori pun așa una, ori să pun două. Hai, deocamdată o să pun două și o să văd pe parcurs, că oricum nu vreau să fie asta design-ul la ea. Să mai vreau să eu schimb cât de cât. Hai să lăsăm tot ce putem să mai lăsăm pe aici. Ce n-avem mai nevoie. O chestie cum se mai schimbă niște probleme. Ah, ce-mi place. Și o să pun un pic pe aici. Uite așa. Și aici o să fie locul ăsta. Aici. La fel. Pac, pac, pac. Bun, și aici nu știu ce să pun pe două. Să zicem că lăsăm deocamdată așa. Ce am să facem? La fel. Pac. Pac, pac. Pac și pac. Și aici să zicem de două, nu? Da, bun. Și sfârșița. Hai să facem același. Același design. Opa. Acolo. Și da, ferește. Topli ferește. Bun, asta să vină de astea de poțiuni. Deci eu trebuie să fac încă un o ușă 2x2 ca să pot să am și unde să plantez de astea, cum se numesc. Netherwater. Bun. Să las uite aici, ca să ne-am lucrat aminte. Apă. Bun. Și cred
că... Ok, ce o să fie încă uși, atunci pe astea trebuie să le scurt, practic, nu? Da. Dacă o să le scurt, o să trească să iau niște... niște de-astea. Să fac un fel de marcoș. Ușa dacă vine aici. Și ușa de-asta 2x2. Dar ce facem? Mai să duc și-o pe asta așa. Și să fac tot de 3x3. Am să fac tot pe 3x3. Am ce să fac acum. Cred că mai bine să punem astea așa. Și parcă de alt contrast. Ah. Și voi butonul ăla de care mai aveți episod din continuare. Deci vorbesc mai încep din la fiecare oră, pentru că e seara și nu vreau să trezesc toată casa. Și da, ne auzim la episoadele de mâine, poimâine, whatever. Salut, bă. Follow pe Instagram, salut.